Nu, domnul director știe că noi sunteți să filmați aici. Da, avem... Nu mă interesează. Eu vorbesc, noi avem niște dispoziții. Doamne, mă ascultați? Vă rog să mă ascultați. Nu mi-arătați mie. Îi votare, școala ea primării, nu ea instituție. Dar noi în școală nu se filmează fără acordul directorului. Verbal, telefonic, scris. Așteptați până vă dă acordul. Dacă vă dă, filmați cât doriți. Ne-am lămurit? Ok, puteți reveni. Nu, no, dar acum să sună la sună acum, dacă... Deci eu nu v-am dat afară, stați liniștiți, ocupați loc, stați la căldurică. În școală filmați când avem acolo. De ce doriți să filmați la prima oră? Pentru că doream să luăm primul om care ne se voteze, să zic... Dar mă rog, mergeți în poartă și luați-l. În poartă, vă rog frumos, primul om care vine. Da, și, doamnă dragă, am înțeles. Așteptați un pic. Ok. Și luați primul om care, că nu a venit nimeni, nu? Nu, nu a venit. Bun. Nu, nu a venit. Am mai nu vreau să avem nici noi probleme, sau știți ce vreau să vă spun. Deci îl anunțăm, uitați, zis domnul aici, da? Eu i-am explicat, deci, doamna, dacă nu vreau să ați înțeles, da? Vă rog, ocupați, nu, procedura noastră care este? Dar nu mă interesează hârtie, fără acceptul directorului. Puteți să veniți cu un team de hârtie la noi în școală. Deci chiar dacă aveți acreditare, dacă tu... Dar eu n-am spus că nu sunteți acreditați. Să înțelegeți. Asta trebuie să o arătați domnului director. Și dacă domnul director vă dă voie, atunci... Bun, domnul director nu o să vină aici, nu o să spună pasnicului, pot lase să filmeze cât doresc. Deci hârtie asta nu a văzut-o domnul director, dumneavoastră nu o puteți filma. Și să vă mai spun ceva, putea să veniți de ieri. Deci asta trebuie să vorbim. Deci n-ați venit de ieri să vorbiți cu domnul director? Trebuie să venim de ieri. De la ce televiziune sunteți? Așteptați. Aici nu filmează nimeni, începând de la poartă. Niciodată. Nici măcar dincolo de gardă nu vreau să filmeze. Dumneavoastră puteți avea acreditare. Dacă directorul vă dă acord,